Salutare și bine v-am găsit la un nou episod al canalului de YouTube al Mediadot.ro. În episodul de astăzi, un review al unei plăci video pe care unul o așteptam de mult, adică Nvidia GTX 970, lansată foarte de curând în versiunea sa cea mai simplă și apropiată de specificațiile standard publicate de Nvidia, adică Genoa. Înainte de a trece mai departe, trebuie să-mi exprim surprinderea pentru că Genoa GTX 970 este în primul rând o placă foarte ușoară din punct de vedere al greutății, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de foarte multe ventilatoare și radiatoare pentru a menține rece procesorul grafic al acesteia, iar dimensiunea PCB-ului său, a plăcii pe care sunt montate componentele, este foarte scurtă, fiind foarte ușor depășită chiar și de o placă video medie ca dimensiuni și specificații a generațiilor trecute. Desigur că asta se întâmplă datorită designului foarte eficient al chipului grafic care motorizează această nouă generație de plăci video de la Nvidia. Nu am să intru foarte mult în detalii tehnice pentru că foarte probabil voi, cei care vă aflați la curent cu tot ceea ce mișcă pe piața IT, știți care sunt aceste noi facilități și optimizări care flag din această placă video să consume la încărcare maximă doar 165W, însă am să revin asupra acestui subiect într-unul din episoadele viitoare, ceea ce îmi permite să insist în acest moment pe secțiunea de teste, permițându-mi să vă atrag atenția asupra rezultatelor oferite în primul rând în jocuri și de ce nu în softurile de prelucrare 3D, despre care testul Cinebench 15 ne dă rezultate foarte, foarte surprinzătoare. Haideți să vedem împreună testele și apoi să terminăm acest scurt review cu câteva explicații. Cred că ați văzut cu ochii voștri rezultatele de care este capabilă GTX 970 în varianta Genoa, care, în opinia mea, este cea mai apropiată de frecvențele și designul soluției de răcire standard de Nvidia, așa că mă grăbesc spre secțiunea de concluzii. Toate jocurile pe care le-am testat pe placa video Nvidia GTX 970, începând de la jocul cel mai puțin solicitant, adică Borderlands 2, care este realizat cu ajutorul DirectX 9, și terminând cu Metro Last Light, un joc foarte dificil DirectX 11 pentru orice placă video, sunt rulate la setări maximi sau care se situează foarte, foarte aproape de maximul posibil de setări, la o rezoluție Full HD și un framerate mediu cel puțin acceptabil, ba chiar excelent în ceea ce mă privește. Testele sintetice ne dau și ele vești foarte bune despre capacitățile brute de calcul ale plăcii video Nvidia GTX 970, care poate fi utilizată cu câteva cunoștințe și tweak-uri chiar foarte bine la randarea 3D sau la editare video, oferind chiar o putere de calcul peste cea a plăcilor video profesionale, însă mai multe detalii despre acest aspect sper eu într-unul din episoadele viitoare. Acesta este episodul de astăzi, lăsați-mi în comentariile acestui episod părerile voastre despre noua generație de plăci video de la Nvidia și în special despre GTX 970. Spuneți-mi dacă acest format de episod cu o durată ceva mai scurtă este pe placul vostru, iar noi ne revedem în curând. Nu uitați să ne acordați un like, share sau să apăsați pe butonul de subscribe dacă v-a făcut plăcere să ne urmăriți. Până data viitoare, toate cele bune!